Luna octombrie este luna pelerinajelor închinate Sfintei Parascheva și Sfinților Dimitrie. Tocmai de aceea, astăzi, la Cartea de Duminică, vă propunem un volum închinat unuia dintre aceștia, Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. La cartea de astăzi am ales să vorbesc despre un volum închinat Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Carte apărută la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Coordonatorul este preotul Mihai Săsăujan și teologul Mihai Grigoriu. Cartea este structurată în trei părți. Prima conține rostiri la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, predici. Partea a doua, studii și articole științifice despre biografia sa, dar și despre acatistul închinat Sfântului Dimitrie. Iar cea de-a treia parte este mărturisitoare. Sunt dovezile clericilor, ale monahilor, ale preoților și ale credincioșilor care s-au bucurat de binefacerile și intervențiile luminoase ale Sfântului Dimitrie cel Nou. Un monah cu știință de carte și pricepere a împodobit volumul cu fotografii de epocă. Este vorba de arhimandritul Policarp Chițulescu. Așa cum spuneam la început, în prima parte a volumului regăsim cele mai frumoase texte rostite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Vorbim de texte rostite de înalți prelați, de preoți, monahi mărturisitori, precum Părintele Benedict Ghiuș, Ilie Cleopa, or Sofian Boghiu. Dezvoltarea cultului Sfântului Dimitrie, reflectată în ediții tipărite, ori în manuscrise, despre racla sa, despre moaște și despre furtul acestora, sunt doar câteva titluri de articole surprinse în partea a doua. Deși ar mai fi multe de spus, timpul s-a scurs și atunci vă las să citiți sau măcar să răsfoiți într-o zi de duminică o carte închinată Sfântului Dimitrie cel Nou. Și asta pentru că suntem în luna octombrie, în preajma sărbătorii sale.